Bună ziua, sunt Loreta Popa și reprezint cu bucurie și mândrie Muzeul Național al Literaturii Române. Astăzi, pentru că iată, a trecut o săptămână de la dispariția celei care a fost Ileana Vulpescu, l-am invitat pe Ștefan Paraschiv, masterant la Facultatea de Drept și redactorul șef, dacă nu mă înșel, nu, al revistei Manifest Românește, care a lansat, de altfel, două numere sunt lansate chiar aici, în grădina Muzeului Național Literaturii Române. Spuneam că l-am invitat pentru această evocare a scriitoarei Ileana Vulpescu, pentru că este cazul să punem punctul pe i și să nu uităm de ceea ce înseamnă cu adevărat literatură română. Spunem, dragă Ștefan Paraschiv, da, ai fost prezent alături de dumneaei și pot spune că, într-adevăr, este mentorul tău. Aici, pe masă, am, de fapt, subiectul, pentru că așa l-ai cunoscut pe domnul Romulus Vulpescu, datorită acestei cărți, și după aceea ai ajuns la doamna Vulpescu. Cum a fost întâlnirea ta cu doamna Vulpescu? Este adevărat, pe masă este primul, sau este dragostea la prima vedere pe care am avut-o cu maestrul Romulus Vulpescu, continui să-i spun așa. Este și el unul dintre modelele mele culturale, literare, naționale. A fost în 2012, în același an, din păcate, el a murit, la o lună de la dispariția fiicei, unicei lor fiice. Și eu eram proaspăt intrat la liceu, eram foarte entuziasmat și nici bine nu am intrat, că am și organizat un cenaclu la liceu, în care am ținut la prima ședință, să-i spunem, de cenaclu, să le evoc pe Romul Zulbescu. Țin minte că atunci participa, adusă nu știu de cine, o așa zis scriitoare din Constanța, locul unde am copilărit și am făcut liceul. Și s-au pus, asta e, parcă ai avea 60 de ani, s-a ridicat și a polemizat cu mine, să zic așa, mi-a făcut procesul, îmi spunea că, că astea sunt lucruri care se făceau în cenaclurile din anii 60, 70, evocări, pe cine mai interesează Ileana și Romul Zulpescu, de când a mai scos Ileana Vulpescu o carte. Evident, nu știa că doamna Vulpescu a scris și de la Arta Conversației și înainte și după. Sigur că da. Și atunci am devenit foarte revoltat. M-am ridicat și am spus că nu permit nimănui să conteste adevărul că tinerii au și valorile au nevoie de valori la rândul lor pe care să se întemeieze și că nu există generații spontanee, nu există nimic, nu este ex nihilo nihil, nu-i așa? Și că, mă rog, eram și mai obraznic, cum ar spune Vulpescu, infatuat, și am zis că se vede că nu numai că nu a auzit de Ileana și Romul Zulpescu, dar nici nu a avut ocazia să participe la prea multe evocări sau cunoștințe de acest gen. Apoi, la foarte puțin timp, condensez povestea, a apărut un articol într-un ziar central, un interviu cu Ileana Vulpescu. Repede, repede l-am căutat pe ziaristul respectiv, dăduse-mi drumul și la o revistă la acel liceu și am cerut contactul doamnei Vulpescu. Am sunat-o, țin minte, vorbea ușor nazalizat. Da, zic că eu eram foarte, zic, ăsta sunt, cu asta mă ocup, asta fac. Ce bine, vă rog să veniți peste o lună. Să reveniți peste o lună, era la un tratament. Am revenit, am convenit o zi a întâlnirii, eram foarte emoționat, țin minte că nu știu de ce am avut o sfială că am blocul din Radu Cristian, am mers pe scări, am urcat până acolo de frică să nu
merg la un etaj greșit, să nu se întâmple ceva, am numărat etajele, am numărat, venisem cu ceva timp mai devreme, mi-a deschis o doamnă, cea mai bună prietenă a doamnei Vulpescu, care între timp s-a prăpădit și ea. Și a fost ceva ce nu mai trăisem, de fapt. De asta am spus mereu că a fost poate cel mai sau singurul model de înțelepciune pe care l-am cunoscut, pentru că pentru mine, din păcate, înțelepciunea înseamnă o mare împăcare cu sine, cu destinul tău, cu oricât ar fi de nedrept. Și era foarte recent, nu? La 8-9 luni de la moartea lui Romul Zulpescu. De atunci am păstrat legătura, am vizitat-o de fiecare dată când treceam prin București, ne sunam de zilele de naștere, mai des, mai schimbam opinii, mă arătam din ce scriam. Și de când am intrat la facultate în 2016, eram aproape, adică frecvența era de o săptămână, puteam să fiu și mai des, vorbeam, când ajungeam acasă, țin minte, până să fim mai apropiați, mergeam și notam tot ce discutam sau subiectele, căutam, mă interesam ce a spus, cine e ăla, de ce e ăla, citeam ce îmi recomanda. N-am greșit când am spus că ți-a fost mentor. Sigur, da, și cu timpul l-am descoperit mai mult și pe Romul Zulpescu. Am ajuns să fiu eu oarecum pe post de Romul Zulpescu, deși nu cu verba și cu aplombul lui, dar de fiecare dată încercam să poate să o contrez, să aflu mai mult despre ce s-a întâmplat cu viața ei, cu viața lui. El mi s-a părut totdeauna un mare nedreptățit al culturii noastre și prin complexitatea operei lui, prin preocupările lui, prin faptul că nu a aparținut unei găști anume și din păcate nu a avut locurile meritate în istorie, așa zise, istoria literaturii postbelice și așa mai departe. M-a apropiat și mai mult de el, pentru că detez nedreptatea și mi s-a părut că Ilana și Romul Zulpescu, dincolo de valoarea lor, trebuie și împinși în față către tineri, pentru că nu au fost niște conformiști și au avut de plătit cu izolarea în spațiul public pentru această chestiune. Da, este foarte adevărat. Spuneai de nonconformism. Iată, aici este un număr al revisei dedicat lor, chiar așa se numește, Vulpești. Mi-a plăcut că ai ales această formulă. Iar pe spate este o fotografie mai mult decât nonconformistă. De la Roma. Iată ce haină de piele are doamna și dumnealui, la fel, domnul Vulpescu și doamna Vulpescu. Absolut minunat. Întregul număr este fabulos, dacă îmi dai voie să folosesc, deși nu-mi place cuvântul, dar este fabulos. Pentru că ține de... Aici e o atingere de... E o aripă de înger care te-a ghidat. Sunt ferm convinsă, pentru că întregul număr este... E un număr foarte drag mie, pentru că, vedeți, din păcate, el a fost lansat cu ocazia, din păcate, spre marea noastră bucurie, aici, în grădină, în octombrie 2017, anul în care doamna împlinea 85 de ani, se împlineau 5 ani și de la dispariția lui Romul Zulpescu. A fost o zi cu totul minunată, o rețin foarte bine, o dimineață, că erau peste 100 de persoane în grădină, o atmosferă cu totul aparte și asta voiam să spun, cu din păcate a fost ultimul eveniment la care doamna a participat. Eveniment public și cred că va, prin numărul mare de tineri care au participat atunci, cred că va rămâne o amintire de povestit copiilor, nepoților. Au fost acolo și oameni care nu mai sunt și care m-au ajutat în acest număr, pe lângă doamna Vulpescu, și am simțit mereu că există o cultură națională pe care trebuie să ne asumăm din diferite domenii. De asta revistele sunt oarecum compozite, pentru că ele adună artele, istoria, dreptul, principalele, nu, domenii umaniste, în care din mare nefericire s-a promovat urâtul, grotescul în ultimii ani, lepădarea, scârba de frumos, de țară, de spiritualitate, pentru niște mize mici
și Am meschine. sentimentul că suntem și noi toaletați la fel ca și copacii din jurul nostru, ți se pare? Mi se mai taie un umăr, un braț, un... Da, cum să spun, suntem toaletați, se spune că suntem toaletați, dar pe trunchi, să zic așa, încearcă unii să-și scrijelească, să zic eu, da, mesaje, alții își lasă, mă rog, animalele de companie să aibă grijă de trunchi și de rădăcină. Și încercăm să, și asta mi se pare foarte urât, încercăm să fim răriți, să fim despărțiți, să nu ne cunoaștem, să nu ne recunoaștem unii pe alții, măcar aceștia care ținem la această cultură, care iubim această limbă. Și apropo de limba asta, nu i-am spus, sau i-am spus prea târziu doamnei, când deja se desfășurau funeraliile, că atât cât va fi limba română, va fi și acest adjectiv, acest substantiv devenit adjectiv, vulpescen. Va fi și această pereche, va fi și acest cuplu care a iubit nețărmuri limba română. Nu voi uita niciodată, am fost de câteva ore acolo, înainte ca Romulus Vulpescu să aleagă să ajungă într-o stea. Îmi spunea de fiecare dată, atenție, dacă mi-e interviu, să nu te prind că folosești î din a. Mie îmi lași î din i. Așa să apară. Și întotdeauna să știi că l-am ascultat. Și toate interviurile pe care și doamna Vulpescu a făcut același lucru. Și să știi că i-am ascultat. Dumnea ei a vrut să aibă, în primul rând că a scris în toate revistele, asta este o mare bucurie, a vrut să-și intituleze rubrica cu Rudinii. Și lucrurile sunt, deși pot părea, știu eu, fantasmagorice, uite niște bătrâni care nu vor să renunțe la Rudinii, are Romulus Vulpescu o carte în două volume, Hâncuba, de polemică raie, cum îi spunea el, extraordinară, în care explică foarte clar de ce scrie cu Urdinii, care sunt argumentele, care este etimologia unor cuvinte, care este pragmatica de a folosi această scriere și așa mai departe. Și este unul dintre volumele pentru care, de ce să nu spunem, și-a atras o adversitate sau și-a accentuat o adversitate pe care alții o aveau față de geniul lui și nu a avut recunoașterea pe care a meritat-o. Nu știu dacă putem găsi după război un scriitor care să fi fost înaintea, să fi meritat să fie înaintea lui în Academia Română. Din păcate, nu a fost alături de maestrii lui, de Vianu, de Alexandru Rossetti, care l-au iubit nespus și pe care merita să-i continue în Academie, în Universitate. El nu a vrut să... De vedeți, din păcate, este un mare păcat. Oamenii care au ce transmite, care au ce învăța, care au cum lăsa discipul de cea mai bună calitate, nu vor din diverse motive să intre în spațiu public, să predea, să se apropie de oameni dintr-o sficiune, dintr-o rușine. Dar se bagă alții în fața lor, în universități, în academie, în spațiul public și roadele lor sunt îngrozitoare. Din păcate, trebuie să o spun, nu-mi face plăcere, sunt tineri de vârsta mea, mai mari, mai mici, poate, care sunt produsul unei mentalități a mediocrității, a urâtului, a frustrărilor și care ajung să scrie la moartea unui însemnat personaj comunist care a fost profesorul lui Romulus Vulpescu în anii 50 și care a rămas profesor universitar la Facultatea de Litere, să-l compare cu G. Călinescu, cu Vianu, să facă o întreagă elogiere la moartea respectivului, dar când au murit Romulus Vulpescu, Ileana Vulpescu, poate printre cei mai străluciți absolvenți ai acestei facultăți, după cum recunoștea Zoe Dumitrescu Bușulengă, să nu scrie un cuvânt. Suntem în acest moment în care unii vor să ne extirpe identitatea și să ne extirpe valorile. Este și motivul pentru care am ales să facem acest moment filmat,
pe care să-l dedicăm doamnei Ileana Vulpescu, pentru că să știi că a fost într-adevăr un mentor pentru tine, dar a fost și un model pentru cei din generația mea. Nu voi uita niciodată, să știi că atunci când a avut loc premiera spectacolului Arta Conversației de la Teatrul Giulești, era pe vremea aceea, acum e Odeon, tot Bucureștiul vorbea despre asta. Ai văzut Arta Conversației? Cum ți s-a părut? Dar cum? Nu, dar parcă în carte e altfel. Deci se discuta numai despre Arta Conversației. Și da, din fericire, n-a fost doar acest volum. Da? Sunt nenumărate alte scrieri ale doamnei Vulpescu. Sunt foarte fericită că a acceptat, iată, în fiecare număr al revistei tale să aibă un articol. Este extraordinar că ai reușit să faci asta și că ți-a demonstrat că are încredere în tine și că te prețuiește. Nu e puțin, să știi. Nu este lucru puțin. Nu mai uita, apropo de modul acesta în care știa să-ți acorde o mână, știi? Să te susțină cumva. Și o făcea cu atâta delicatețe și cu o feminitate pe care nu o mai găsești. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Mi-aduc aminte, am încercat să o sărbătorim și nu voia. Tot din delicatețe, din bun simț. Și atunci o prietenă de-a noastră i-a spus că îmi lansez eu cartea și când a aflat, da, dacă își lansează Loreta cartea, merg. Și atunci am convins-o astfel. Și când și-a dat seama că de fapt nu era lansarea cărții mele și că pur și simplu erau cred că peste 150 de persoane, poate chiar 200, oameni veniți pentru dumneai, de dragul dumneai, buchete de flori a fost și toată lumea a cântat la mulți ani și n-am să uit niciodată acel moment. Dar pentru mine a contat enorm faptul că dumneai venea la lansarea cărții mele. Această mână care m-a susținut a însemnat foarte mult. La fel ca și la tine, știi? Așa, delicat, de departe, ca și cum lucrurile stau, cum să spun eu, ai sentimentul că nu se întâmplă nimic, dar de fapt, uite așa e, ferm totul și solid. Și știi că dacă ai pus piciorul acolo, poți să respiri ușurat, știi? Spune-mi, te rog, discuțiile cu dumneai cum erau? Că știu, spuneai, ai spus că mergeai aproape săptămâna. Da, da. Când o vizitam, fiind la Constanța și venind sporadic în București, era mai mult acea acumulare de informații, de cunoștințe. V-am zis, mă duceam unde stăteam în București, imediat notam ce a zis, cum a zis, despre cine a zis. Eu nu știam de ăla, n-am citit aia. După aceea i-am zis, doamnă, dar am căutat în toate anticariatele. Cred că era volumul 101 poeme din 2001 al lui Vulpescu, de poeme românești traduse în franțuzești. Dragă, cum așa? Și s-a dus, mi-a luat un volum din bibliotecă, mi l-a dat, zic, vi-l aduc mâine, îi fac o copie. Lasă, dragă, e al tău. Și așa, cum, așa a făcut cu fiecare carte. Vedea cu cât, și asta mi-a întărit-o Vulpescu, să spunem, pe tehnica. El era un artist al cărții ca obiect. Un bibliofil, un editor extraordinar, merita făcut o să nu uităm, a fost o expoziție, a lucrat foarte mult timp aici la Muzeul Literaturii. Și ea descoperindu-l și în această ipostază, mi-a potențat iubirea față de carte ca obiect, bibliofilia, care din păcate nu se mai face în aceste tiraje, mă rog, de 3000 de exemplare care sunt considerate mari sau mi se pare foarte mult. Da, da, chiar am sunt obișnuită cu 100-200, adică. Da, 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 nu vorbeam cu un, na, aveți dreptate, vorbeam cu un editor al unei cărți pe care am editat-o eu, să spunem așa, nu chiar ca nu la nivelul lui Vulpescu, dar inspirându-mă de acolo. Și am spus, autorul dorește să fie și mențiunea sub ediția lui Ștefan Vrancea. Păi cum adică? Păi zic, eu am termenul redactat, eu am corectat, eu am ales vignete, eu am ales ilustrații, eu am ales corpul de literă, corpul de pagină, deci deja devine un obiect, devine o muncă în sine. Păi da, dar să nu înțeleagă că e editura ta. Că tu ești editor, adică tu ai editura. Se înțelege asta, sunt două chestii diferite.
Și până m-a rămas că cuvântul editorului și m-a trecut pe mine, pentru că ei tot n-au putut să înțeleagă cum adică există un editor care se ocupă de carte ca obiect în sine. Este autorul care scrie conținutul, dar cineva trebuie să se ocupe și de formă. Apoi, când am venit ca să revin pe cărarea întrebării, bine, ca o paranteză, am văzut că sunteți la o pagină unde este biblioteca lor de aceea m-am și oprit, în zilele de glorie. Da. Țin minte când am rugat-o pe doamna Vulpescu, țin minte, era ușa de la bibliotecă întredeschisă și am cerut, știți, doamna, aș vrea să vă rog ceva. Și, da, dragă, dar nu vă supăr. Nu. Aș vrea să văd și o bibliotecă. Și s-a părut așa de straniu cum să vreau să văd. E o bibliotecă. Da, da. Dar pentru mine, din tot ce auzisem despre ea, din tot ce văzusem și încă nu era în zilele ei de glorie, dar am rămas extraordinar de impresionat de două lucruri. Și unul era portretul lui Romulus Vulpescu, un portret foarte frumos, și al doilea era, acum mi-ar plăcea să mă lau pentru că țin foarte mult la chestiunea asta, o fotografie cu noi doi, cu doamna Vulpescu și cu mine, pe care o făcusem cadou și era undeva în bibliotecă la loc de cinste și m-a impresionat foarte mult. Și după aceea, discuțiile, când m-am stabilit, să zic așa, la București, erau interminabile. Mă chema sau stabileam seara să vin după cursuri, cinam împreună, vorbeam, discutam literatură, filme, dar de ce așa, dar de ce nu altfel, în limbă. Mă corectați, dragă, nu mai spune îmi place de, îmi place cineva sau îmi place ceva. Diferența dintre a zice și a spune. Asta n-am înțeles-o din prima, mi-a mai explicat-o odată. Mă întreba de prietenii de la Constanța sau de cei care au mai citit, mai colaborat la reviste. De organizat ce eram înainte, din moment ce am început să o vizitez mai des, pur și simplu subiectele explodau. Discutam de toate. Ne luam, dacă pot să spun așa, cum vă puteți declara de stânga, zice, da, păi uite ce a spus Lena Constant și așa mai departe. Eu am zis, păi bun, dar astea de obicei sunt valori de dreapta și așa mai departe, iubirea de națiune, de credință și așa mai departe. Ne luam de, mă rog, îi trata cu oarecare distanță ironică pe așa zis și scriitor de astăzi, care declară că ei așteaptă premiul Nobel, dar nu scriu neapărat pentru scriitor, îi interesează. Ea care făcea din literatură un mijloc de conversație cu cititorii, de a spune ceva și avea această modestie de a recunoaște că nu are un stil anume sau că nu-și arogă un stil anume, nu-și arogă niște tehnici literare anume. Ci pur și simplu vrea să comunice ceva. Și țin minte odată când i-a zis, eu nici nu știu ce e asta cu arta, de unde a pornit, poate nu înțeleg eu de cu toată această nebunie cu arta conversației. Eu vreau să vă spun că, într-adevăr, mare carte, dar o femeie, poate nu înțeleg eu prea bine, dar unde m-a atușat foarte mult a fost în Candidații la fericire, unde arată o tristețea de zi cu zi a unor existențe și este o carte din bucăți, din proze absolut apăsătoare, în care arată că poate nu trebuie să ai mari evenimente nefericite în viață ca să duci în spate o tristețe în fiecare zi, o nemulțumire, un regret. Și cred că a fost și ea un candidat la fericire. Să știi că îți spun foarte, foarte serios. Este omul care și-a purtat tristețea așa, ca pe un fel de steag, nu știu cum. O cruce. O cruce, da. Ochii dumneiei, în ochii dumneiei am citit această tristețe, mai ales după dispariția domnului Vulpescu, e foarte adevărat. Dar pur și simplu asta emana. O tristețe pe care cu greu ne-o putem imagina, realmente. Dincolo de tristețea față de familia ei, față de tristețea ultimilor ani, unde aproape că mi-a părut rău că am fost martor, pentru că
oricât nu ești din familie sau... Dar am fost și eu întristat de tristețea ei și nu m-am putut, nici acum după ce nu mai e, nu m-am putut elibera de ce a trăit în ultimii ani și față de care am fost martor. A fost și tristețea că nu-și mai recunoștea epoca, țara. Vorbea mereu, asta e de spus, poate părea desuet, poate părea ridicol. Doamne, țara, limba, Dumnezeu, ea vorbea. Doamna Vulpescu vorbea de, nu se mai spune după moarte, doamna, domnul, dar pentru mine era doamna Ileana și așa o să rămână mereu. Deci doamna Ileana, doamna Vulpescu vorbea de țară, de credință, de istorie, îi plăcea foarte mult acest subiect. A fost fascinată de altfel de tatăl domnului Vulpescu, care era militar și care a inspirat-o să scrie o carte, Carnetul important. Îi plăcea să se uite la filme istorice, între două filme mai legere, pentru că îi plăceau foarte mult filmele. Asta era și o boală a domnului Vulpescu și o boală a mea. Am discutat mult, mult, să spun ore, dar despre filmul François Villon, despre mult despre Sergiu Nicolaescu. Dumnezeu a fost acolo, da, chemat acolo, de Sergiu Nicolaescu, da, special să îndrume, să facă varianta română a textului. Și am citit un, așa zis, critic literar, Dumnezeu să-l ierte, că, cinematografic, Dumnezeu să-l ierte, că traducerea lui Vulpescu, da, e literar, dar nu merge la filme să traduci. Păi el a scris acolo poezie, nu unui spectator de film să-i dai așa ceva. Dar o spunea cu un ton de reproș. Și într-adevăr, povești de la filmare, cum francezii, mă rog, erau în impas cu epoca, el îi corecta cu stilul lui foarte vulcanic, unde vă treziți, credeți că beau ei în tavernă din pahare de sticlă, ei aveau niște ulcele, niște, nu, asta nici la, poate nici la curtea regilor Franței nu era sticlă pe atunci. Cum îl veneau francezii la el și nu vă supărați, am înțeles că, da, spun, nu știu cum să fac, are accentul, cum să spun, eu știu că sunt francez, dar mi-e rușine, poate îmi spuneți dumneavoastră, cum îl bombăneau pe Sergiu Nicolescu pentru Oglinda, un film care le-a plăcut foarte mult, dar doamna, mă rog, credea de modul în care este înfățișată regina Elena, regina mamă Elena, dragă, păi alea sperle, alea se vede că sunt din plastic, dragă. Sau dresurile, că se văd dresurile și așa mai departe. Și dragă, se vede că Sergiu nu a prea avut femeie în rol principal. Și așa mai departe. Și, dar i-am zis. Și despre filme, da, vorbeam foarte mult despre adaptări, îi plăceau foarte mult adaptările englezești. Englezești și rusești ale operelor literare. Eu o dădeam mai mult cu, mă rog, cu francezii. I-a spus, da, e filme polițist. Și așa mai departe. El avea o mare colecție de cărți de film, de teatru. Era el voia să fie actor, dar mă rog, s-a schimbat legea când era la liceu și în facultatea de teatru, a trebuit să aleagă la o dată afară de la teatru și după s-a mai dus, după ce a terminat liceul, și a mai dat o dată. Și a intrat din nou și zice, dar tu n-ai mai fost la noi? Deci, ba da, dar am vrut să mai dau o dată ca să vă demonstrez că pot. Dar mi-a trecut cheful și s-a dus la Liter, unde i-a avut pe Rossetti, pe doamna Bușulenga, pe Vianu și unde, din păcate... Un simț al umorului cu totul special. Da, da. Și un simț, cum să spun, un simț al momentului. Ținea foarte mult doamna Vulpescu la o amintire când Vulpescu, de altfel confirmată de profesorii mei de la drept, care au fost în comisia care a redactat Constituție, a redactat singur primul articol din Constituție
A trecut de, mă rog, le-a zis lor din comisie că rămâne ca mine, deci nu vă închisiți. Și când a început votul pe articole în plenul Constituantei, președintele Senatului Brălăreanu a zis, păi, nu mi-l dați să-l citesc mai întâi? Și l-a zis nu. Și s-a dus la tribună și la domnilor deputați, domnilor senatori, acesta este textul. Eu îl consider ca și votat, dar cu votați totuși. Și era foarte apreciat și de oamenii de la drept care l-au cunoscut și de oamenii de alte specialități, de istorici. El rămâne un model de rigoare literară, de rigoare a profesiei lui. Poate de asta a și fost sau a avut, cum să spun, a publicat destul de puțin pentru că era foarte exigent. Chiar am identificat odată în cărți, deci mai ce-i publicat, cine știe ce o fi prin manuscrise, trei sfârșituri la duminica de ieri. Poezii din 65 și alte poezii din 71 și Arte și meserie, volumul Capodoperă din 79, în toate trei, sau doar în două dintre ele, dacă mă înșel, în variante diferite la aceleași poezii. Scria continuu, ca și doamna, scria mult, dar păstra puțin. Și este cu adevărat un model literar pentru cine vrea să facă literatură ca profesie, ca o asumare. Acum se scrie foarte mult. La noi mulți sunt scriitori, multe sunt scriitoare, dar să faci din asta un prag valoric, nu ai cum să nu citești Romulus Zupescu. Fără îndoială. Sunt total de acord cu tine. Și Ilana Mulpescu, sigur. Fără îndoială. Citeam aici în această revistă, în acest număr al revistei Manifest Românești, este un interviu pe care tu îl ai luat doamnei Vulpescu și tu chiar asta accentuai. Suferința în cărțile noastre față de opera altor scriitori nu e un strigăt, ci o șoaptă. Și poate asta e și mai dureros și pentru cititori și pentru personajele dumneavoastră. Dragă, mi s-a reproșat că scriu depresiv. Așa m-a învățat pe mine viața. Poate că ar fi trebuit să fac un efort să mă depășesc. Dar nici nu mi-am propus, nici nu am reușit fără să-mi propun. Foarte, foarte interesant. Și continuă interviul tău. Și culmea este, tot timpul găsesc, de aceea m-am oprit și am vrut să citesc, suferință, tristețe, iată, peste tot găsesc dezamăgiri și nostalgie. Asta apropo de ceea ce îmi spuneai mai devreme. Deci o luptă permanentă pentru această limbă română, o luptă pentru demnitate până la urmă, pentru pământul acesta, pentru țara aceasta. Dar poate părea desuet într-adevăr să iubești pământul acesta, dar n-a fost niciodată întâmplătoare nașterea aici. Sunt fer convinsă, am această credință. Pentru niciunul dintre noi până la urmă. Și este o datorie, ne place sau nu ne place, face parte din noi și asta este o dispută care se duce și în literatură și în drept. Și în drept se spune că există drepturi ale omului, deci o așa zisă școală naturalistă, că ar fi de undeva, că noi suntem întâi oameni. Și există altă școală care spune că nu există un drepturi universale, că fiecare popor are valorile lui după care își construiește normele de drept, legile și așa mai departe. Și așa și aici, Ileana Vulpescu, Romulus Vulpescu, marii creatori sunt relevanți pentru că sunt naționali, pentru că ei captează și decantează și sintetizează niște valori ale acestui pământ. Ei au înțeles limba, dincolo de, și asta poate se vede mai pregnant la Vulpescu și ca scriitor, dar și ca traducător, era un creator de limbă, era un făuritor de limbă. Asta... Să nu uităm că a fost imediat când s-a angajat la institutul... Mi-a ieșit din minte, de aceea am zis să te întreb pe tine. Da, doamna era la lingvistică și el după a lucrat la edituri, la editura pentru literatură, dacă nu mă înșel, după aceea a fost secretar la teatru de la Vrancea și în paralel a venit la Muzeul Literaturii, unde i-a fost secund lui Perpesicius. Limba, valorile acestui neam, asta face un creator autentic. Așa e.
Asta este părerea mea și nu este numai a mea, pentru că dacă ne uităm în istoria literaturii fiecărei țări, ceea ce a rămas relevant a fost, și cum au spus-o și atâția, a fost ceea ce transpunea un spirit al acelui neam. Goethe nu putea fi decât neamț, Shakespeare nu putea fi decât englez, Cervantes decât spaniol și așa mai departe. Și Eminescu decât român, pe care l-au iubit foarte mult amândoi, l-au iubit ca mare doctrinar, în primul rând, al românismului, al doctrinar al limbii, creator al limbii și cum spun, revin la acel cuvânt de sioșene, de rușine. Ei când și doamna Vulpescu principal, dar și Romul Vulpescu, când vorbeau de opera lor, când vorbeau de ei, și o făceau puțin pentru că se rușinau. Ei se raportau mereu la ceilalți. La Eminescu, la Rebreanu, care îi plăcea foarte mult lui Vulpescu, și doamnei plăcea un anumit realism românesc. Nu se lăudau. Ei nu se considerau mari, pentru că se raportau mereu la cei pe care au cunoscut. Doamna Vulpescu, de câți nu mi-a povestit de Zaharia Stancu, de păstorul Teodoreanu, nu numai literar, dar și uman. Și poate de asta nici nu voia să fie sărbătorită, nici nu voia să fie în centrul atenției, pentru că a cunoscut sau și-a asumat de la cei pe care nu i-a cunoscut niște valori care pe care credea că nu le putea atinge, dar de fapt le-a dus mai departe. Și mă mândresc că le-am luat, aproape că am abuzat de această, în cele din urmă devenită prietenie, pentru a lua cât mai mult și pentru a mă legitima și eu față de ceea ce am de făcut de acum înainte. Și vă spun că este într-o câtva greu, pentru că copleșitor, pentru că de acum încolo, dacă tot mi-am asumat niște valori, este cazul să le duc mai departe. Neapărat. Și sunt ferm convinsă că vei face lucrul acesta, pentru că te cunosc de foarte multă vreme și știu ce forță se află acolo în tine. M-am oprit aici, în acest spațiu tipografic, unde există mâna domnului Vulpescu. Aici e o fotografie superbă. Cred că este a lui Cucu sau Agarici. Trebuie să ne uităm. Hai să vedem că scrie aici, sigur că da. Nu, nu scrie. N-ai trecut. Da. Dar, undeva trebuie să fie. Cucu sau Agarici. Această mână a scos în evidență verigheta și mi-am amintit atunci când am stat de vorbă cu dumnealui și mi-a spus de momentul în care s-au căsătorit și mireasa a plecat de acasă fără buchet și dumnealui a rupt câteva crăcuțe dintr-un cais înflorit, într-un zarzăr, ca așa mi-a spus, și i-a creat așa un mic buchețel și așa au pornit pe drumul acesta mână în mână, umăr lângă umăr, cu ramurile acelea de zarzăr înflorit. Mi s-a părut extraordinar că mi-a povestit un creator, acest lucru. Nu? Da, 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 da. Și mi-am dat seama ce frumos să poți să ai aceeași, să rezonezi în felul acesta unul cu celălalt, știi? Să spune că nu toată lumea are parte în viață de o asemenea întâlnire. Iată că dumnealor s-au întâlnit. Am vorbit mult de dragoste, mm-hmm, pentru că, așa cum vă spuneam, pe nesimțite, dar nu din întâmplare, acest raport de maestru discipol a devenit o prietenie. Chiar ceea ce îmi scria doamna Vulpescu era de la bătrâna lui prietenă, așa semna. În acest raport, cum spunea, de prietenie, intervenea inevitabil, mă rog, tumultoasa mea viață amoroasă, de care doamna Vulpescu întreba mereu și se amuza mereu. Și, mă rog, compara cu domnul Vulpescu, nu vreau să mă păstrăm proporțiile, nu pot să-l întrec în acest domeniu, dar odată eram foarte, foarte suferind din dragoste și am întrebat-o ce părere are, a spus, trece și asta, nu,
Și am fost nemulțumit pentru că suferam și zic, dar ce ar fi spus Barbozina, ce ar fi spus domnul Vulpescu? Și zice, dragă, în primul rând, n-ar fi stat prea mult de vorbă, te-ar fi chemat cu ea. Și ar fi zis, Ileana, stai cu el 5 minute, eu o iau pe domnișoară. Și și-ar fi dat seama în 5 minute. Dacă era deșteaptă, zicea, dragă Ștefane, ai de ce să suferi, mai încearcă. Dacă era proastă, zicea, dragă, tu ești mai prost decât ea, că suferi atât. Și iată ce soluție. Da. Și asta era cu și am fost mereu foarte intrigat copilărește, zic, dar cum puteți să spuneți că dragostea dispare, că nu. Da. Și dragă, în primul rând, o spun din experiență. În al doilea rând, este inevitabil că după ce se stinge o flacără trupească, știu eu, a primei vârste a iubirii, rămâne respectul. Și mi s-a părut și asta pot să spun că este o dorință ascunsă a mea să găsesc și eu pe cineva căreia să-i citesc ceea ce scriu eu. Să-și dea cu părerea și de cele mai multe ori să mă zgândere, să mă contrazică, să-mi dea sugestii, cum de altfel îi făcea domnul Vulpescu doamnei și doamna domnului Vulpescu. Sigur, domnul Vulpescu mult mai critic și de altfel am urmărit cu greu pentru că totuși a trecut doar o săptămână, dar o emisiune în care au fost înregistrarea unei emisiuni de acum 20 de ani când am fost împreună și domnul Vulpescu, deși o zgândărea, era cu Florin Piersic, el modera întâlnirea și spunea, iată, am adus-o în favor de lume, să o vadă lumea. Dragă, mai tași din gură, că suntem în vizită armenească. Totuși a ținut să se laude că este primul ei cititor de fiecare dată și să-i laude inteligența cu care scrie. Și i-am zis odată doamnei, pentru că mai văzusem emisiunea de multe ori, zic că ăsta pentru eu în locul dumneavoastră aș fi retrospectiv și pentru totdeauna onorat. Adică după ce mă ia omul Zulbescu, după ce mă ironizează toată emisiunea să spună că totul cel mai mare privilegiu al lui este să fie primul meu cititor, zice, dragă, să spunem că ai dreptate. Iată, vezi ce înseamnă să înveți cu adevărat din lecțiile pe care viața ți le oferă. Dom'le, chiar a învățat. Și-a păstrat așa o distanță. Poate că și asta este un motiv pentru care refusa copilul. Știi ce va răspunde? Da. Dragă, vrei, nu vrei, bea Grigore Aghiază. Da, într-adevăr. Într-adevăr. Nici nu-mi vine să cred. Ai pus punctul pe ei și ai spus că a trecut doar o săptămână. Da. Știi că sunt pur și simplu bulversată. Așa cum am fost în ziua în care am aflat că dumneavoastră nu mai este, nu vine să cred totuși cât de repede, pur și simplu, ca un fum. E ca și cum ai suflat în lumânare și a rămas fumul acela în urmă. Foarte, foarte greu. Foarte deși greu. Da, un om realist, ca să nu zic cinic, ar fi de acord că după ceea ce și doamna Vulpescu spunea, că după o vârstă dragă se apropie funea de par, totuși niciodată nu ești pregătit pentru aceste momente, nici la momentul respectiv, nici după. Modul discret, să-i spunem, demn, în care a vrut să părăsească această lume dintr-o sumă de factori, lasă această frustrare pentru cei care au iubit-o, pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru cei care erau aproape. Sincer, a fost așa foarte, foarte brusc și am fost sunat într-adevăr și prieteni care m-au întrebat unde pot depune o jerbă, o coroană. Într-adevăr, a fost foarte repede totul. Și iată, suntem la o săptămână și tot nu reușim să înțelegem, să avem mai multe întrebări decât înainte. Sigur că... Și e foarte, foarte dureros. Ca apropiat pot spune că acum, joia trecută, au fost ținute funeraliile. Nu este un secret, a declarat public că dorește să fie incinerată, da, așa cum a fost și fiica dumnealor, Ioana, acum 9 ani. Sigur că multe rămân a fi spuse pentru istoria literaturii și nu este cazul să le spun acum.
dar mă fac oarecum purtătorul de cuvânt al milioanelor de cititori care au iubit-o, care i-au iubit și care sunt convins că au, dacă nu o credință în Dumnezeu, măcar o legătură cu spiritualitatea acestui neam. Și îmi permit să le spun că dacă doresc, ar fi ceva frumos, ar fi ceva de suflet, să aprindă o lumânare, să aibă un gând bun. Și mormântul domnului Vulpescu este în cimitirul Belu Militar. Pot aprinde acolo o lumânare, este pe aleea centrală, în spatele monumentului, pe alee. Pot pune acolo o lumânare, să aduc o floare și pentru doamna Vulpescu. Dar este într-adevăr un gol, este ceva ce nu putem accepta pentru că, într-adevăr, suntem învățați cu măcar o priveghere, o aducere a omagiului celui dispărut atunci când se află pe catafalc și sigur, doamna Vulpescu nu a ales această cale pentru că este progresistă, pentru că așa a văzut că se practică în apus. A făcut-o dintr-o convingere personală, să spunem, dintr-o idee personală, dar pe care am discutat, mi-am permis să o discut de câteva ori cu dumneai și nu mi-a rămas decât să accept. Să accept modul în care a ales să fie incinerată. Modul în care s-a păstrat o tăcere asupra, o tăcere și s-a impus o rapiditate acestui aceste ieșiri din scenă este, poate fi discutată, dar cred că acum, odată intrată definitiv în istoria literaturii, până la momentul amintirilor, până la momentul memoriilor, ar trebui să ne luptăm și știu că, pe de o parte, față de tineri, această revistă a avut impactul ei și, pe de altă parte, față de publicul larg, Muzeul Literaturii Naționale a Literaturii Române va ști să valorifice amintirea lor și fără ură și părtinire, așa cum se întâmplă de multe ori la noi, să-i pomenească, să le aducă un omagiu cuvenit de câte ori trebuie și să facă o muncă de recuperare. Nu se poate ca un mare creator, nu vreau să-i spun poet, pentru că a fost traducător, a fost dramaturg, a fost prozator, a fost regizor, o personalitate excepțională ca a lui Vulpescu. O personalitate ca doamnei Vulpescu, întregită cu totul minunat de omul care era. Un romancier ca Eugen Barbu. Un scriitor ca un poet ca Cezar Ivănescu. Îmi vin și alții, Mircea Micu, chiar Fănuș Neagu. Să fie oarecum trecut cu vedere. Sigur, îi apreciem pe Marin Preda, pe Preda, pe Nichita Stănescu și pe alții care au fost oarecum păstrați în lumina reflectoarelor, cu bună credință sau nu. Dar trebuie să facem o muncă de recuperare fără să ne mai pese de ceea ce au făcut acei oameni politic, social și așa mai departe. Fără îndoială, iată, tu poți să fii pentru a doua oară martor, da? Și să spui că în 2019 noi chiar am făcut o evocare Romus Vulpescu absolut minunată aici la Muzeul Național Literaturii Române, la care ai participat și cu siguranță am făcut și Fănuș Neagu, evocare Fănuș Neagu, am făcut și Cezar Ivănescu. Deci pentru fiecare dintre ei există un loc aici la Muzeul Național Literaturii Române și îmi pare rău pentru că totul a fost din scurt. Facem acest material filmat pentru că am simțit nevoia să vorbim despre doamna Ileana Vulpescu. Pentru totdeauna va fi doamna Ileana Vulpescu pentru noi, indiferent de situație. Și am simțit nevoia să vorbim despre dumneai
Și să știi că, fără îndoială, această distanță care ne ține departe de public va fi eliminată și sunt convinsă că vom putea să facem o evocare așa cum Dumnezeu merită. Sunt ferm convinsă de lucrul acesta și domnul Romulus Vulpescu la fel, chiar dacă nu știu de ce. Vezi? Și generația mea, și generația ta păstrează această formă de respect la care nu renunță acest domnule, știi? Acest, nu știu, pentru mine e doamna Vulpescu. Nu pot să-i spun altfel. E... Nu se era, poate. Era o doamnă. Da? Era o doamnă, deși ținea foarte mult la originele dumneaei, aș spune, dar la originele ei țărănești. Se mândrea că era o țărancă, o olteancă, care s-a citadinizat mai târziu. Iată o diferență față de domnul Vulpescu. Era din familie de moldoven, tată militar, s-a născut întâmplător la Oradea, citatin toată viața, ținea cu dinții la o amintire când era mic și l-a întâlnit pe mareșalul Antonescu pe stradă, superiorul tatălui lui. Și este foarte acele valori, doamna Vulpescu era foarte atașată de familie, tatăl dumneai murise la o vârstă foarte mică. A urmărit-o. M-am întrebat mereu și am întrebat-o și pe dumneai cu o sfială anume. Totuși melanjul ăsta, mariajul ăsta între o femeie care și-a dorit o familie, care a trecut prin niște boli când era mică, tânără, tuberculoză la coloana vertebrală și așa mai departe. Cum s-a înțeles cu un citadin prin excelență, cu un boem, cu un visător, cu un... Și totdeauna, în primul rând, că era un berbec țâfnos. O văd cu ochii minții în scaunul dumneaei. Eu stăteam pe scaunul domnului Vulpescu, peste masă stătea doamna. Și de fiecare, în primul rând, că era un berbec țâfnos. Se aștepta oarecum să încheie discuția asta. Și eu de fiecare, da cum adică? Și tot ce eram, tot scormoneam, pentru că m-a impresionat acest om nedreptățit, încă o dată o spun, genial, care a fost Vulpescu și care, sigur, avea conștiința geniului lui, nu? Îmi sunt contemporan și mi-e de ajuns, dar merita, cred că el știa că merită, dar avea o demnitate ieșită din comun și n-a cerut niciodată onoruri. Va fi greu fără doamna Vulpescu. Am ținut să spun câteva cuvinte la căpătâiul dumneaei. Acum, reamintindu-mi-le, mi se par convenționale sau poate prea patetice, dar aș vrea să redau și aici ideea principală pe care am spus-o, că nu m-am priceput niciodată și nu cred că o să mă pricep niciodată să-i mulțumesc pentru că mi-am trăit adolescența, mi-am trăit studenții alături de dumneai și am învățat dincolo de familia mea și de poate de bunicul și de mama mea în principal, am învățat și mi-am statornicit această idee de demnitate românească pentru care o să-i fiu mereu recunoscător. Da. Cred că, așa cum ai rostit acum către finalul acestei întâlniri, cred că așa o să și lăsăm cuvintele tale. Demnitatea românească, iată cât de frumos sună. Și sunt foarte puțini oamenii care vorbesc despre demnitate, care știu ce înseamnă cu adevărat demnitate, cu atât mai puțin românească în ultima vreme. Și poate că, nu poate, cu siguranță se cuvine să încheiem emisiunea așa și să-ți mulțumesc pentru că ai venit și să te întreb dacă mai urmează vreun număr dedicat doamnei, în special? Acestea cinci sunt, cum s-ar spune, da? Numerele canonice, da. Prima serie de personalități.
din domenii diverse, arte, istorie, drept. Pentru moment, fiecare dintre cei care a contribuit își caută un făgaș după studii. Ceea ce pot să spun este că voi încerca să le păstrez memoria atât cât îmi va permite cadrul și personal și social. Pot să spun că am încercat, dincolo de această revistă, să facem și o operă de recunoaștere mai largă în ceea ce îi privește. Doamna a fost ezitantă. Poate că oboseala, poate că dezamăgirile vieții au făcut-o să nu mai fie atât de entuziastă la un proiect de mai mare anvergură pe care îl propusesem. Dar mi-a lăsat, să spun așa, o misiune pe care nu aș vrea să o spun acum. Dar a spus, dacă tu vrei să mai să se păstreze și altele, sau măcar într-o mică măsură această amintire, fă lucrul acela. Sigur că este ceva material, nu asta contează, dar aș vrea să le fac și altora cunoscut acest cuplu, să le fac cunoscut această familie așa cum am cunoscut-o eu. Această familie care îi conținea și pe Ioana, și pe Tatiana Stepa, și pe cățelușa Nera, și pe motanul Tanu. Mi-aduc aminte, iată, aș încheia ciclic prima dată când am fost la dumnea ei. Am umblat ceva printre picioare, un motan mare, un motan foarte mare, cu care eu nu m-am înțeles niciodată, era foarte răsfățat, nu venea niciodată la mine. De la mine a venit. Și da, și am întrebat-o pe doamnă: doamnă, cum îl cheamă? Și am spus: îl cheamă Tanu de la Motan. Așa nazalizat. Și mi-aduc aminte acea primă întâlnire și tot ce a urmat. Și asta ar fi. Aș vrea să duc mai departe această amintire, această moștenire de spirit, pentru că îmi arog această omoară, mi-a rog acest privilegiu de a fi legatarul, nu? De a duce mai departe lăsată, de a duce mai departe diata, de a duce mai departe testamentul lui Romulus Vulpescu și al Irenei Vulpescu și te aduce mai departe, iată, opusurile magistrului Romul Zulpescu, opusurile magistrei Ileana Vulpescu, în spirit, dacă nu se va putea altfel, pentru că vreau ca tinerii să cunoască faptul că această cultură a înflorit prin Ileana și Romul Zulpescu, într-un mod aparte, într-un mod deosebit, și că ei reprezintă poate ultimul mare poet din literatura noastră, poate ultima mare romancieră din literatura noastră. Și dincolo de atât, reprezintă niște modele, niște trasee pe care cine le va parcurge va putea spune care îndreptățirea să scrie, să vorbească în limba română și să fie român. Vă mulțumesc încă o dată, Ștefan Paraschiv. Și dumneavoastră vă mulțumim pentru că ați avut răbdare cu noi. Vă rugăm să ne iertați și bâlbâielile, și emoțiile, și lacrima, și zâmbetul. Dar, iată, îmi dau seama că nu putem vorbi la timpul trecut despre niciunul dintre cei despre care am amintit aici, nici despre Romulus Vulpescu, nici despre Ileana Vulpescu. Și nu pot decât să-ți țin pumnii, să-ți îndeplinești misiunea și să faci așa cum ai promis, Ștefan. Și încă o dată
Sper că acolo, printre stele, să ne trimită și noi așa o rază de speranță că lucrurile vor fi bine și că, eu știu, vom fi bine și noi. Cum ala? Zice Vulpescu, părul tău încă flutură prin amfiteatre, timpul reține-l, scade Ileana.